Chiar dacă mirosul îmbietor al zmeurei și al căpșunelor atrag simțul oricărui trecător din piața centrală, prețul acestora îi țin totuși la distanță pe cei fără posibilități. Oamenii spun că, deși respectă munca celor de la țară, totuși prețul acestor fructe de sezon este exagerat de piperat. Cireșele se vând și acum cu 5-6 lei kilogramul, iar pepenii costă între 2 și 3 lei pe kilogram. Tot în piață au apărut și știuleții de porumb pentru fiert. Aceștia se vând cu 2 lei bucata, mai scump chiar decât kilogramul de cartofi sau de roșii. Cum vi se pare prețul la pepe? Mamă dragă, mi se pare scump pentru sezonul ăsta. Am văzut aici, în hală, era și cu 2 lei. Nu știu dacă sunt sau nu pepenii românești. Dacă ar fi românești, da, dacă ar fi românești, nu mi s-ar părea scumpi. Oamenii muncesc. Dar dacă sunt aduși de undeva, mi se par foarte scumpi. Fructele de sezon, de altfel? Mi se par tot scumpe. Și știți de ce? Pentru că fructele nu necesită atâta muncă precum legumele. Îi stropește atât. Sunt de acord cu munca oamenilor și o respect până la Dumnezeu. Sunt de la țară și nu mi-e rușine să o spun, dar sunt totul scumpe. Da. Cu drag... Încă acele căpșuni cu 10 lei. Da, și cireașa, și vișina. Mi se par foarte scumpe și culmea unde scrie vișine românești, 6 lei, 7 lei. Adică dacă sunt românești, sunt cu atât mai scumpe. Ceea ce e... nu-i normal. Da. Nu-i normal. Și noi muncim, știți, că eu apreciez munca la țăranilor exagerată mult, pentru că de acolo sunt și părinții mei au muncit până au căzut băbrânci. Numai că mi se pare foarte scump. În condițiile în care avem salariile, așa de le avem. Nu am cumpărat pepeni până acum. Fructele de sezon sunt acceptabile. Prețul? Prețul, da. Ori fi ai noștri, ce ziceți? Despre ce? Despre pepeni. Fie ai noștri sau importanți? Cred că importanți. Categoric. Vă face cu ochiul așa măcar de poftă? Nu, deloc. Prețul la fructele de sezon? Acceptabile. Ce ați Vișine, cireșe, chiar și caise. Am văzut că a apărut și zmeura, porumbul. Da, și zmeura, porumbul nu l-am văzut. Am ajuns la pepeni, deocamdată. Nu știu, nu am ajuns. Ori fi ai noștri, ce ziceți noi, cam de vreme? Ba da, cred că este din cam chiar de vreme, să știți. Cam pe luna viitoare. Cam așa. Importat, să zicem. La 2 lei pepenele, kilogramul de pepene e mult? La 2 lei nu e mult, dar depinde după buzunarul care avem. Prețurile la fructele de sezon, cum vi se pare? Cireșe, zmeură? Cam mult pentru sezonul. E sărate. Ce să mai spun, e găsate. Acceptabil. Fii noștri sau importați? Nu, cred că sunt ai noștri, nu. Eu ochiul așa de poftă. E de bulen sau mai știu ce și ei sunt în Grecia sau unde. A făcut cu ochiul de poftă așa o cupă? Nu, deocamdată consum cireșe, vișine, așa, de sezonul mai apropiat. Asta eu știu din copilărie în august, cam așa să apăreau. Și prețul la cireșe, 6 lei, 7 lei, vișine? Mi se pare mult. Da, mult. Adică nu mi se pare, te urci în pom și îl culești, și, adică nu dai cu sapa, nu dai, mă rog. Cam scump. Ați văzut că au apărut și pepenii? Pepenii, ce să vorbim, că sunt scumpi. Fii de-ai noștri sau importați? E, importați, da. Nici de poftă? Mai luăm, mai, ce să facem? Avem salariile mici, ce să facem cu salariile de la noi? Ai mâncat pepene pe anul ăsta? Da, am mâncat. Și te-ai săturat de cireșe, de căpșuni, te-ai săturat? Da, da. Sunt cam scumpicele, auzi ce spune tati. Da, da. Și dacă pofta e mare și nu vă puteți abține, nu puteți pleca de acasă fără cel puțin 50 de lei în buzunar. La tarabele din piață, kilogramul de vișine, cireșe, nectarine și piersici costă 6 lei, iar un pahar cu zmeură costă cu un leu mai puțin. Un kilogram de pepene galben se vinde în prezent cu 3,50 lei pe kilogram. Și pentru că am intrat oficial în sezonul de vară, oamenii speră ca prețul acestora să mai scadă, cu atât mai mult cu cât și vremea de până acum a ținut cu cei care se ocupă de acest negoț.